Pentru a tranzacționa cu succes pe piețele financiare sunt necesare multe competențe. Printre acestea se numără abilitățile de a analiza un proiect din punct de vedere fundamental și analiza tehnică a graficelor. Dar niciuna dintre aceste abilități tehnice nu este la fel de importantă ca mentalitatea investitorului. Controlul emoțiilor, gândirea rapidă și exercitarea disciplinei sunt componente a ceea ce am putea numi psihologia tranzacționării. În videoclipul de astăzi, discutăm despre cum înțelegerea emoțiilor vă poate oferi disciplină și obiectivitatea necesară pentru a profita de emoțiile celorlalți participanți la piață. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter și TikTok, găsiți linkurile în descriere. De asemenea, ajută un like și un subscribe. Există două emoții principale pe care trebuie să le înțelegem și să le ținem sub control: frica și lăcomia. Sentimentul general al persoanelor care investesc într-un proiect determină frecvent performanța acelui asset, fără să corespundă neapărat cu partea fundamentală a acelui proiect. Investitorul de succes își controlează frica și lăcomia, cele două emoții umane care determină mișcările pieței, și știe să recunoască etapele unui ciclu în funcție de emoții. Cu toate acestea, este important să ne dăm seama că mulțimea este formată dintr-o varietate de indivizi, fiecare dintre ei predispuși la emoții extreme și conflictuale. Optimism și pesimism, speranță și teamă. Toate aceste emoții pot exista la un investitor în momente diferite sau la mai mulți investitori sau grupuri în același timp. În orice decizie de tranzacționare, obiectul principal este de a da sens acestei mulțimi de emoții, evaluând astfel psihologia generală a pieței. Cheia acestor fenomene atât de răspândite se află în natura de turmă a mulțimii. Modul în care o colecție de indivizi, de obicei calm și rațional, poate fi copleșită de emoții atunci când se pare că semenii lor se comportă într-un anumit mod. Cei care studiază comportamentul uman au constatat în repetate rânduri că teama de a rata o oportunitate de profit este un motivator mai durabil decât teama de a-și pierde economiile de viață. La nivelul său fundamental, această teamă de a fi lăsat pe din afară sau de a eșua atunci când prietenii, rudele și vecinii par să facă o avere, determină puterea copleșitoare a mulțimii. Prin natura lor, ființele umane doresc de asemenea să facă parte dintr-o comunitate de oameni cu norme culturale și socioeconomice comune. Cu toate acestea, oamenii încă își prețuiesc individualitatea și își asumă responsabilitatea pentru propria bunăstare. Din când în când, investitorii pot fi determinați să urmeze turma, fie prin cumpărarea la vârf a unei creșteri a pieței, fie prin a vinde pe minus în timpul unei scăderi. Finanțele comportamentale atribuie această conduită tendinței naturale omului de a se lăsa influențat de influențele sociale care declanșează teama de a fi singur sau teama de a pierde ceva, iar în cripto aceste fenomene sunt cunoscute ca FOMO și FAD. Din cauza puterii copleșitoare a mulțimii, investitorul rațional se confruntă cu o enigmă. Să urmeze forța mulțimii sau să rămână pe cont propriu, presupunând că deciziile sale individuale bine analizate vor triumfa asupra nebuniei din jur, soluția la această problemă este de fapt destul de simplă. Urmați mulțimea atunci când părerea acesteia se potrivește cu analiza voastră și reduceți-vă pierderile și ieșiți din piață atunci când mulțimea se întoarce împotriva voastră. Deși este o necesitate, vigilența nu vă poate salva de orice. Studiile au constatat că investitorii sunt cel mai influențați de evenimentele curente, știri, evenimente politice și așa mai departe, și ignoră fundamente economice și alte considerente. De asemenea, se pare că lăcomia și frica au puterea de a ne afecta creierul într-un mod care ne obligă să lăsăm deoparte bunul simț și autocontrolul și astfel să provocăm schimbări. Când vine vorba de oameni și de bani, frica și lăcomia pot fi motive foarte puternice. Atunci când oamenii sunt copleșiți de puterea lăcomiei sau a fricii, pot avea loc reacții exagerate care distorsionează prețurile și astfel pot să dea un caracter bullish sau bearish al pieței. În ceea ce privește lăcomia, proiectele și activele pot deveni supraevaluate de către piață, având o valoare cu mult peste fundamente. În latura opusă, când e multă frică în piață, asset-urile au parte de o valoare stabilită diminuată în raport cu fundamentele sale, ceea ce pot împinge prețurile mult sub nivelul la care ar trebui să fie. Ne putem diferenția de mulțime prin luarea deciziilor de investiție bazate pe criterii solide și obiective, fără a lăsa emoțiile să aibă un rol decisiv în acest proces. Un alt mod este să adoptați o strategie contrarie, adică să cumpărați atunci când alții intră în panică, achiziționând asset-uri în timp ce acestea sunt la reducere și vânzând atunci când euforia din piață duce la apariția unor bule. Sentimentul că ratați o oportunitate sigură de profit sau FOMO este cea mai dificilă și periculoasă emoție cu care vă veți confrunta în spațiul cripto. Această emoție vă va împinge să luați decizii de moment extrem de riscante și s-ar putea să vă conducă către pierderi substanțiale.
niciodată nu luați decizii bazate doar pe emoție. Suntem ființe raționale și trebuie să căutăm să găsim obiectivitatea în deciziile noastre. Există diferite indicatoare care vă pot arăta sentimentul general al pieței, iar ele reflectă ce simte un grup despre piață sau economie. Acești indicatori bazați pe psihologia pieței încearcă să cuantifice sentimentul sub formă de cifre sau grafice pentru a prezice modul în care convingerile și pozițiile actuale pot afecta comportamentul viitor al pieței. Indicatorii de sentiment analizează cât de optimiști sau de pesimiști sunt participanții la piață, ceea ce poate ajuta la prognozarea comportamentului viitor al investitorilor. Atunci când investitorii sunt extrem de pesimiști, acesta este adesea un semnal contrar că prețurile de pe piață ar putea începe să se îndrepte în curând spre o creștere. Dar, atenție, acești indicatori sunt cei mai bine utilizați împreună cu alte forme de analiză tehnică și fundamentală pentru a ajuta la confirmarea punctelor de cotitură economică sau de piață. Nu luăm niciodată decizii bazate doar pe un indicator. Cel mai popular indicator care analizează sentimentul pieței cripto este Fear and Greed Index, iar în momentul de față ne arată că piața este în zona de frică extremă. Găsiți de asemenea pe canalul meu de YouTube un videoclip pentru Fear and Greed Index și vă invit să-l vizionați. Iar dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Ideea este următoarea când vine vorba de extreme fear. Mai poate scădea? Evident! Putem vedea și mai multă panică în piață. Așa cum am menționat, faptul că acest indicator se află în zonă de extreme fear nu este suficient pentru a lua deciziile de investiție. Avem inclusiv un istoric al sentimentului general al pieței și se poate observa destul de clar cât de bine este corelat cu prețul Bitcoinului și cum participanții la piață erau extrem de lacomi în vârf, dar și extrem de temători în corecții. Dar haideți să explicăm puțin cum recunoaștem și cum controlăm emoțiile care ajung să pună stăpânire pe piețele economice. Frica. Atunci când investitorii primesc vești proaste despre un anumit proiect sau despre economie în general, se sperie în mod natural. Este posibil să reacționeze exagerat, să se simtă obligați să-și lichideze participațiile și să iasă în stablecoin în cash, abținându-se de la a-și asuma alte riscuri. Dacă procedează astfel, ei pot evita anumite pierderi, dar pot pierde și unele câștiguri. Trebuie să înțelegeți că frica este o reacție naturală la o amenințare percepută. În acest caz, este vorba de o amenințare adresată potențialului profit. Cuantificarea fricii ar putea fi de ajutor. Trebuie să vă gândiți de ce vă temeți în mod exact. Primul pas este conștientizarea. Trebuie să înțelegeți că volatilitatea pieței, corecțiile mai scurte sau mai îndelungate, sunt o parte normală a investițiilor. Putem avea corecții în timpul bull run-ului, dar și creșteri importante în mijlocul unui bear market. Ce este și va rămâne constant este mindset-ul de investitor, care este aici pentru termen lung și nu este afectat de mișcările pieței pe termen scurt. Ce am învățat cu toții în timpul crizei financiare? Am învățat că piața merge mai departe, piețele își revin, iar cei care încearcă să time the market pierde cele mai multe ori. Investitorii care și-au păstrat capul pe umeri și au pus capitalul la treabă, în perioada cea mai grea a crizei financiare, au ieșit cel mai bine. De asemenea, dacă sunteți investitori pe termen lung, poate nu ar trebui să vă priviți portofoliul din 5 în 5 minute, din același motiv pentru care cei care țin un regim nu ar trebui să se cântărească la fiecare oră. Este ceva normal ca greutatea voastră să fluctueze pe parcursul zilei, pe măsură ce vă hrăniți. Dacă vă cântăriți la fiecare oră, schimbările frecvente vă pot da peste cap emoțiile și vă pot afecta gândirea. Este foarte posibil să pierdeți din vedere imaginea de ansamblu. Verificarea repetată a portofoliului poate crea o reacție similară și ar trebui evitată. Lăcomia. Majoritatea oamenilor doresc să se îmbogățească cât mai repede posibil, iar piețele bull ne invită să încercăm acest lucru. Boom-ul internetului de la sfârșitul anului 1990 este un exemplu perfect. La acea vreme, se părea că tot ceea ce trebuie să facă un consilier era să prezinte orice investiție cu .com la sfârșit, iar investitorii săreau pe loc. Cam așa a fost și în cripto cu Metaverse și Play to Earn. Investitorii au devenit extrem de lacomi, ridicând prețurile la niveluri excesive pentru niște proiecte lipsite total de fundamente. După cum spunea celebrul investitor fictiv Gordon Gekko în filmul Wall Street, lăcomia este bună. Cu toate acestea, această gândire de îmbogățire rapidă face dificilă menținerea unui plan de investiții disciplinat pe termen lung. În astfel de momente, este esențial să ne menținem echilibrul, să ne ținem de principiile fundamentale. În loc de a lua parte la raliul haotic ascendent și de a intra într-o piață în vârf, o modalitate mai înțeleaptă de a aborda această piață ar fi să culegi profituri în timp ce toți ceilalți cumpără. Cu un plan bine stabilit și un exit strategy, veți reuși să vă stabilizați emoțiile. Lăcomia nu este ușor de depășit,
Ea se bazează adesea pe instinctul de a face mai bine, de a obține din ce în ce mai mult. Un investitor ar trebui să învețe să recunoască acest instinct și să dezvolte un plan de tranzacționare bazat pe o gândire rațională, nu pe capricii sau instincte. Conform Wall Street Cheat Sheet, psihologia unui ciclu este împărțită în 14 etape foarte specifice. 1. Neîncrederea. După o piață bearish, primele semne de revenire nu sunt considerate reale. Investitorii cred că raliul va eșua. 2. Speranța că o revenire a prețului de la minime este posibilă și că mișcarea ascendentă se va menține. 3. Optimism. Piața începe să crească pe baza optimismului că noua creștere a prețurilor este reală. 4. Credință. Investitorii vor începe să acționeze pe baza credinței în tendința de creștere și vor începe să intre din nou în piață. 5. Entuziasm. Atunci când începe fiorul profiturilor și al câștigului de bani, sentimentul devine optimist și oamenii devin vocali în ceea ce privește cumpărarea. 6. Euforia, unde vârful prețurilor sunt atinse pe fondul euforiei și al extazului, deoarece investitorii încep să se creadă genii. 7. Investitorii nu cred că prețurile din etapa anterioară au reprezentat sfârșitul ciclului de creștere și cred că scăderea mare este doar o mică retragere înainte de a atinge noi maxime de preț. 8. Anxietatea. Investitorii încep să devină îngrijorați pe măsură ce corecția durează mai mult decât s-ar fi așteptat ei. 9. Negarea. Investitorii decid să rămână pur și simplu pe piață deoarece dețin investiții bune pe termen lung. 10. Panica. Investitorii încep să intre în panică și se gândesc că ar fi mai bine să iasă din piață și să economisească capitalul rămas. 11. Capitularea. Frica depășește planul inițial, iar prețurile continuă să scadă și mai mulți oameni vând pentru a opri durerea pierderilor financiare. 12. Furia. Investitorii devin furioși pe ceea ce au crezut că a cauzat piața bearish și pe pierderea câștigurilor obținute. 13. Depresia. Investitorii sunt deprimați și se simt prost că nu au ieșit la momentul potrivit. 14. Neîncrederea. După ce au experimentat o piață bearish, primele reveniri nu sunt crezute ca fiind reale. Investitorii cred că raliul va ieșua și că piața se va întoarce la tendința bearish. După care, ciclul se repetă, pentru că suntem ființe umane și suntem conduși de emoție și ne asumăm comportamentul turmei. Analizând acest grafic, putem să tragem anumite concluzii de la etapa la care ne aflăm și ne putem pregăti pentru următoarele etape. Ești cel care ia decizia finală pentru propriul tău portofoliu și, prin urmare, ești complet responsabil pentru orice câștig sau pierdere. Warren Buffett a spus odată, dacă nu puteți urmări cum acțiunile pe care le dețineți cad 50% fără să intrați în panică, nu ar trebui să investiți în piață. Acest lucru se aplică și în piața cripto. Respectarea unor decizii de investiții solide plus controlul emoțiilor de a nu urma orbește sentimentele pieței, fie că sunt bazate pe lăcomie sau pe frică, este rețeta pentru a investi cu succes și pentru a vă menține strategia pe termen lung. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto, pe canalele de Telegram, Twitter și TikTok, găsiți link-urile în descriere. În speranța că videoclipul de astăzi vă va ajuta să treceți mai bine peste aceste evenimente și pentru a ști cum să luați cele mai bune decizii, vă mulțumesc și vă aștept cu drag la videoclipul următor.